Domnul Almășan, sunteți fost angajat al Roșia Min. Cum se realiza exploatarea în acel moment? Am prins două sisteme, până în 90 cu sistemul comunist și după 90 în democrație. După 90 început cu sistarea energiei electrice. Vineai ploiat, vineai iud. Nu te lăsa în vestiar să ai un radiator, un reșou. Imediat pică contoarele, vin pe noi. Cizmile le luai reci când vineai dimineața de acasă în echipamentul de lucru rece, că nu aveai condiții. Deci oamenii s-au cam săturat și au fost, după 2000 au fost și mai greu. După 2000 mai puține materiale, cerințele au fost tot așa de mari, dai producție de producție și nu avea cu ce. Deci a fost o perioadă grea pentru minerit, în lipsă de materiale și de... Ce faceți acum? Cum vă câștigați existența acum? Deci acum m-a ajutat Dumnezeu, de-am ieșit în pensie după 30 de ani de muncă. Am avut condiții grele de muncă și am putut să ies în pensie. Am o pensie de 10.200.000 și cum nimeni nu mai angajează pensionarii, prea multe opțiuni nu am. Fac sport. Am o socră mea care are o mică gospodărie, mă duc și ajut când pot. Și sunt cuprins în diferite activități culturale care le face compania, corul minerilor, șezătoare, cântări, muncă culturală, care îmi place și îmi dă un sentiment că sunt activ. Și din punctul de dumneavoastră de vedere strict personal, de ce credeți că este o idee bună să înceapă demararea proiectului minier? Păi, a meu și a majorității, că noi am trăit aici din minerit. Taică meu a fost maestru miner. Eu am în minerit. Străbunicii mei au fost. Și plus de asta, toată lumea nu vrea să priceapă, dar agricultura nu se poate face. În unele zone, pe munte, unde e un pic de pământ, jumătate de metru de pământ. Da, aici, dacă te-ai dus chiar în centrul comunii sau mai pe margine, ai să pați 10 cm piatră. De sub te-s galerii. Scurenzi de aer. E rece. Pământul e efectiv. Vada asta că a fost călduroasă și secetă, s-au făcut cartofii. Unde s-au făcut. Și restul, salut. Turism. Turism e zonă frumoasă, și eu am zis. Dar trebuie bani. Nu știu cine are bani ca să investească. Ați văzut căsele cum îs. Încearcă, le repară, le modernizează. N-au canalizări, n-au apă, n-au... Deci a fost... Așa s-a trăit în trecut. Deci acum trebuie să faci un sistem nou de canalizare, să aduci apă, să faci băi, să vină un turist, nu vine să meargă la WC-ul în curte. Și asta a fost și nu o văd nici nocivă, e o meserie frumoasă, mi-a plăcut și la toată lumea, nu numai Roșia, uitați, din zona, Brut, Câmpeni, Baia, din toate părțile, deci acum vedeți activitate, sâmbătă și duminică, zice că e o comună pustie, cum mai arată, pe munți, 10-20 de oameni. Deci acum se trăiește, se vede, e activitate, asta și altă șansă. Plus, nu văd de ce, țara are nevoie de aur.